În prezent, taxa lunară pentru întreținerea lifturilor din blocurile Turn din Buzău este de 230 de lei, sumă care se împarte la numărul de apartamente din bloc. O nouă inițiativă legislativă intenționează să modifice această regulă, iar taxa pentru lift să se achite în funcție de numărul de persoane. Dacă s-ar plăti pe numărul de persoane, vă rog să faceți un calcul, eu nu mi-l fac, că n-am de ce, pentru că această lege nu va fi aprobată niciodată. 10, 15, 20 de persoane sau familii pleacă din apartament pe timpul verii. Cine plătește ascensorul? Și dacă rămâne unul singur într-un bloc, cine plătește ascensorul? Șefii asociațiilor de proprietari contestă această lege. Un argument este că întreținerea liftului trebuie asigurată pe tot parcursul anului și nu doar în timpul în care locatarii stau în imobile. Acea persoană care a făcut asemenea propunere legislativă, probabil nu știe ce înseamnă un ascensor de persoană. Asta este un abonament care trebuie să-l plătim, este parte comună a blocului. Ăla nu vine... S-a dus la țară, așa, și a stat în casa de vacanță și vine, bine mersi, își găsește ascensorul în bună regulă, dar cu banii cui? Asociațiile de proprietari trebuie să aibă în derulare un contract tip abonament cu o firmă de servis. Abonamentul se plătește lunar, indiferent dacă este sau nu nevoie de reparații.